Vă mulțumesc, domnule președinte. În contextul felicitării pe care ne-a adresat-o domnul președinte Voronin, eu cred că, cu tot respectul pe care îl purtăm președintelui țării, domnul Vladimir Voronin, această felicitare, ea poate stârni și alte reacții, deoarece revoluția a adus cu sine pierderea a zeci și sute de milioane de vieți. În loc să ne felicităm, poate mai degrabă ar fi bine să anunțăm un minut de reculegere astăzi decât să ne felicităm unii pe alții cu această așa zisă sărbătoare. Apropo, mii de clopote au fost date jos în urma Revoluției și atunci poate importul de clopote ar trebui făcut nu din contul statului, dar din contul revoluționarilor. Dar iată, pe 31 octombrie 1517 a avut loc un alt eveniment, ceea ce se numește astăzi reforma lui Martin Luther, reforma protestantă. 500 de ani s-au împlinit, sărbătoare națională în Germania, în Ucraina, Poroșenko a dat un decret. Iată, această reformă a schimbat cu adevărat fața continentului european, soarta continentului european. Sunt lucruri la care merită să reflectăm și cu aceasta aș vrea eu cu adevărat să vă felicit astăzi în această ședință.